După o căsnicie eșuată, o britanică în vârstă de 46 de ani a decis să-și unească destinele cu câinele ei. O femeie în vârstă de 46 de ani din Marea Britanie a hotărât să-și unească destinele cu animalul ei de companie. Neobișnuită, mireasa a mai fost căsătorită cu un bărbat în urmă cu 20 de ani, însă căsnicia lor nu a durat. Nunta ei cu animalul de companie a fost un eveniment deosebit, la care au participat 200 de persoane. Cățelul este în viața mea de mulți ani. Mereu mă face să râd, să-mi ridic moralul atunci când sunt tristă. E tot ce-mi pot dori de la partenerul de viață, a declarat femeia. Acesta însă nu ar fi primul caz. Sătulă de minciuni și prefăcătorie, o femeie din Irlanda s-a căsătorit cu câinele său, care este de 8 ani alături de ea, necondiționat, relatează cancan.ro.